Astea sunt mai mari sau mi se pare mie? Pâinea. Pâinea? Iese un trompist și cântă. Uitați, se prăjește pâinea. Ia uita și cum sunt pâinește. Salutare și bună dimineața! Azi părăsim Bratislavia, Polonia și mergem în Cracovia. Un alt orășel interesant, un alt punct turistic foarte fierbinte de aici din Polonia. Dar ce vreau să vă arăt înainte să plecăm de aici, de la cazarea noastră. Nu știu dacă se vede acum pe cameră, dar ia uitați ce interesant se vede. Se văd acolo șezlongurile cele. Șezlonguri, nu sunt șezlonguri, sunt un fel de bănci. Dar zici că sunt șezlonguri, sunt foarte interesante. Chiar le-am observat ieri. Cât de mișto e să vii vara aici, aici sunt o grămadă de shop-uri. Vii, te-ai așezat pe șezlong și stai frumos acolo. Da, astăzi părăsim Bratislavia cu un autobuz. Drumul o să fie undeva la 3 ore și costă 100 de zloți pentru două persoane. Da, îi dăm drum. Ce interesant despre oamenii ăștia că nu vorbesc tare, după cum se și observă, nu vorbesc tare, ceea ce e ok, adică nu au să urle pe stradă, cum găsești în alte părți ale Europei. Și nu numai. În gară. Trebuie să trecem prin gară. Am ajuns și la bus. Noi am luat tichetele prin Flexibus. Este o aplicație numită Flexibus. Am ajuns, dar autobuzele sunt la subsol. Mă așteptam să fie undeva în exterior afară, dar nu, sunt la subsol. Avem și Wi-Fi la bord. Am greșit că am zis că autobuz, dar asta de fapt e autocar. Există și prize pentru călcători, dacă vrei să-ți încarci telefonul. Și, bineînțeles, există și o toaletă. Suntem în cel mai turistic punct al Cracoviei. În spatele nostru se află Biserica Sfânta Maria, ce are o înălțime de 80 de metri. Turnurile Bisericii Sfântei Maria au o înălțime și o structură diferită. Aici, la fiecare oră, iese un trompist și cântă. Poate îl prindem și noi. Susținătorii acestui steag, nu o să spun ce, dar îi știți cu toții. Da, mă, fraților, ia uitați aici, avem tabere pro și contra. Aici, de partea asta. Noi să mergem mai departe. Dar e un adevărat haos aici, sincer. E un haos total. Da, dar cei care susțin sunt, da, foarte. Susținătorii pro sunt, ați văzut. Iar contra, nu. A devenit o normalitate. Nu judec pe nimeni. Fiecare face ce vrea, părerea mea.
Poate e ok, poate nu, las la opinia fiecăruia. Aici văd și un fel de bazar. Să ne plimbăm la căbănuțele acestea să vedem ce găsim pe aici. Cred că s-au terminat festivitățile. Deci eu până aici nu am mai văzut măicuțe umblând pe stradă. Am văzut acolo. Ia uite ce e aici, hai să vedem. Aoleu, ma. Frații mei, mâncarea poloneză e gen mâncarea românească, sincer. E așa mai grasă. Dar ce am observat, mi se pare interesant, nu văd oameni prea mulți supraponderali, sincer. Ia uite așa. Ce miros! Ia uite aici, cărnat. Big dog. Mamă, 30 de sloți. Ieftin rău, zic eu. Suntem aici pe rogi. Ia fiți atenți aici. Consumatorii de pâine. Câtă pâine. Cât de mare e pâine. Mamă, ia uite asta grăsime. Mi-a spus că e cu multă grăsime mâncarea aici. Chestie destul de interesantă, se taie o felie de pâine și se pune pe felia de pâine ce dorești, slănină, cârnaț, foarte interesant. Uitați, se prăjește pâine, care se adaugă pe pâine, pe felia de pâine, bacon, slănină, chiar și ceapă, văd, pui, cârnaț, foarte tare idee. Mai vorbesc de mărimea pâinii. Cum ar fi să mă să cer o pâine întreagă? Ma, cum se gătește aici. Foarte gustoasă mâncarea poloneză, sincer. Pierogii. Ia uite, astea sunt mai mari sau mi se pare mie? Nu, sunt de cam aceeași. Da, mamă, astea cu speclă? Sau? Da, speclă. Ma, foarte interesant. De interesant e magazinul ăsta de suveniruri. Da, dacă vreți să-l vedeți pe trompist, să nu-l așteptați aici ca și mine. Eu aici l-am așteptat să iasă să cânte la trompă, dar nici vorbă, el era undeva acolo în turnul ăla, la unul dintre geamuri, deci dacă veniți să-l vedeți, nicio șansă aici, nu. Adică posibil să cânte din când în când și aici jos, dar eu aici l-am așteptat și nu l-am surprins pe cameră, doar ce s-a auzit, că cântă de undeva, nu știam de unde. L-așteptam să iasă aici la balcon, dar nici vorbă. O să merg acum, fraților, să-mi iau o zapiecanca pe pâine. Pizza pe pâine. Trebuie să aștept acum 7 minute. Hai să vedem cum e. E destul de mare. Aproape jumătate de metru. Ia uitați, așa arată zapiecanca. Eu mi-am luat cu ciuperci. Are brânză, ciuperci și doar ketchup, atât. Ia uite așa mare. Alexandra și-a luat și ea, bineînțeles, cu carne. Carne, cu kebab. Da. Există și un loc special conceput pentru cei ce vor să mănânce. Chiar aici, în fața localului. Da. Interesant. Hai să vedem cum e. Mamă, ce bună e. Foarte, foarte bună. Bună, nu?
exact cum ne făcea mama când eram mici. Da. Pâine. Pâine? Nu mai zic, cașcavalul ăsta. Și cu 100 de ciuperci. A costat 17 zlota mea. 20. Sunt ieftine. Merita mea, merita mea. Nu mai mâncați atâta carne, nu-i bună. Hai să face schimb. Facem. Ce de terase sunt. Da, din câte am înțeles, gogoșii la polonez sunt foarte buni. O altă caleasă. Da, e plin, e plin. La fel și arti stradali. O grămadă sunt pe aici. Ia uite, se lucește. Un bucat tradițional. Portul tradițional, da? Ia uita si cum sunt pe aici. Am zis sa incerc si desertul polonez. Si am zis o gogoasa, dar ia uita si gogoasa. Burger, ia uita cum arata. Ma, mi se pare fabulos. Nu stiu cum o sa mușc din el, iti dai seama ca nu o sa mușc din el, dar... Da. E cum arata. Am luat cu tiramisu. Nu e ca și a ta mea, este o gogoasă normală. Biserica Petru și Pavel. Foarte, foarte frumoasă. Iar aici lângă se află una dintre cele mai vechi clădiri din Cracovia. Biserica Sfântul Andrei, finalizată în 1098. Mergem mai departe. Noi ne aflăm acum în centrul vechi al Cracoviei. Uitați la clădirile astea. Ce tocmai se restaurează din câte se pare, pentru că au o plasă. Da? Atât din vlogul de azi. Nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram, Lost in World. Dați acolo un follow. Dacă v-a plăcut, dați un like, un subscribe. Dacă vă plac videourile noastre. Și până data viitoare, v-am pupat. Pa, pa! Pa, pa!